A fost scandal la Consiliul Județean Constanța, unde procurorii anticorupție l-au săltat din stradă pe șeful instituției. Nicușor Constantinescu s-a luptat corp la corp cu oamenii legii care voiau să-l ducă la audieri. Oficialul este acuzat că ar fi furat 5 milioane de euro din banii publici. Iată și imaginile care surprind îmbrâncelile dintre demnitar și procurori. Dacă e mână urmă, dacă nu e mână, gata, Nicușor Constantinescu s-a luptat minute în șir cu ofițerii de la DNA înainte să se lase băgat în mașina de poliție. Când avea nevoie să-și adune forțele, șeful Consiliului Județean Constanța le cerea polițiștilor să-i mai arate odată mandatul. DNA îl acuză pe Nicușor Constantinescu de abuz în serviciu și plăți ilegale de peste 5 milioane de euro. După o oră și jumătate de audieri, președintele Consiliului Județean a fost lăsat în libertate, dar este urmărit penal. Și acum v-au trimis acasă, da? Acum a trimis. Și nu m-a trimis, că nici l-am fost reținut. M-a adus doar să-mi aducă la cunoștință, chipule, că aș fi refuzat să vin, deși n-am primit nicio citație. Aberați! Nicușor Constantinescu este la cel de-al treilea mandat de președinte al Consiliului Județean Constanța, dar nu s-a ferit niciodată de scandaluri. Și-a speriat și oamenii de încredere când a adormit la volanul mașinii într-o intersecție. Ce se mai trebuie să fii com alcoolic? Vindei 4, că poate te trezește. Cum ați ajuns în pentru că am oprit, pentru că eram bolnav, mi-a venit rău. Am 130 de kilograme. Ia uita, da mai consilier. Am alcoolic la volan.